primul la semafor cu Ford Fiesta EcoBoost Mild Hybrid, automat 125 de cai. 50. Nu este Ford Fiesta ST 2022 la 25.000 de euro cu TVA. Este faceliftul actualei generații în singura versiune automată a singurei versiuni de motorizare pe care poți să ți-o cumperi. Adică poți să-ți cumperi un litru EcoBoost în 3 variante de putere, dar doar una poate fi cuplată transmisiei automate cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte. Și suntem în 1.0 EcoBoost, 125 de cai putere, automat. Am zis bine. Fiesta este una dintre mașinile mele preferate, cred că din toate mașinile care s-au inventat vreodată. De ce asta? Păi, pentru că am avut tot timpul la dispoziție în mașina asta șasiu coerent, pe modelele mai puternice, performanțe demne de un șasiu care să le suporte, conectivitate bună și materiale de bună calitate. E, cumva lucrurile astea au rămas valabile și la această nouă versiune de Fiesta, care, da, e adevărat, în spate nu mai arată ea spectaculos cum era Fiesta odată, chiar de la generația anterioară. Dar ce să facem acum? Na, din ce în ce mai multe mașini au început să semene cu Hyundai, de ce să nu semene și Fiesta, cel puțin din spate? Pentru acest facelift 2022, Ford a modificat partea frontală, avem opțiuni de faruri cu LED mai performante, a modificat spoilerul față, spoilerul spate, ne oferă noi modele de jante, design nou pentru stopuri, portbagajul are în continuare 298 de litri în standard, avem noi culori de caroserie, dar din păcate Ford nu a făcut cea mai importantă modificare pe care trebuia să o facă la mașina asta, măcar estetic, și anume să scoată inscripția hybrid de pe sigla unde scrie EcoBoost Hybrid, pentru că mașina asta nu este un hybrid. Un model hybrid este Ford Mondeo Hybrid. Este un model capabil să plece de pe loc câțiva metri și atunci când are bateria complet încărcată să meargă chiar un kilometru, doi, full electric. Este foarte important de menționat că o mașină este mild hybrid și nu hybrid, pentru că un mild hybrid are o baterie foarte mică, motorul electric nu propulsează niciodată, dar niciodată mașina singur, cum se întâmplă la hybrid, ci doar ține rol de alternator. Sistemul acesta mild hybrid, acest start-stop super avansat, îi permite acestei Fiesta 2022 să oprească motorul termic 1.0 EcoBoost turbo la viteze sub 10 km la oră și mai câștigi acolo. Bun! Ce înseamnă din punct de vedere consum mașina asta? Păi eu am mers cu ea doar prin oraș și am făcut 50 de km prin aglomerație, 8%. Când stai în trafic așa cum stau eu acum, ajungi să apreciezi lucrurile simple de la interior. Butoanele mari și de pe volan și de pe consola centrală și de pe modulul climatizării și de aici de jos de lângă frâna de mână unde te joci cu traction control system off, cu parkingul, cu snow, sport, eco, modurile de condus. Te bucuri de instrumentarul de bord digital, te bucuri de grafica de secol 2021, te bucuri de display-ul ăsta de aici care e de dimensiuni potrivite pentru mașinuța asta, te bucuri de Bang & Olufsen. Vizibilitate bună pentru o mașină de oraș, montantul central foarte aplecat spre faruri
și oglinzi de mari dimensiuni și aici și în lateral. Tetiera așezată unde trebuie, nu vine foarte mult în față să te țină cocoșat. Zgomotul înăuntru nu este atât de deranjant, deși îl simți. Adică nu te minte mașina asta, nu e ca și când te gândești vreo secundă că ai fi într-o mașină electrică. Nu, nu. Aici știi că ești într-o combustie internă de secol 21. Acest ansamblu motor cutie EcoBoost Mild Hybrid plus transmisie automată cu dublu ambreiaj și 7 rapoarte este foarte plăcut în utilizarea zilnică prin aglomerație. Nu schimb vitezele, transmisia răspunde foarte bine și la kickdown. E o mică întârziere, dar na, e totuși o mașină de oraș pe care da, poți să o conduci și până la capătul lumii. Nu e o mașină pentru capătul lumii cu care mergi prin oraș. Deci nu e cea mai sportivă Fiesta pe care ai văzut-o sau ai experimentat-o vreodată. Direcția este excelentă. Este fără îndoială cea mai bună direcție de mașină de clasă mică de acum din segment. Iar suspensiile, dacă nu ți-ai jante de ST veritabil pe 19, sunt acceptabile. Întotdeauna mi-a plăcut poziția la condus în mașina asta. Întotdeauna mi-au plăcut scaunele. Le apreciez și acum. Volanul e acolo unde trebuie. Este ajustabil pe ambele direcții, astfel încât să-ți găsești o poziție plăcută la condus. Comenzile sunt acolo unde trebuie. Plasticele sunt în continuare ce trebuie. Și atâta vreme cât ai o cutie automată în oraș, de la o mașină suficient de încăpătoare, astfel încât să nu ai nevoie de mai mult spațiu decât ai aici, bă, ce poți să-ți dorești mai mult? Păi, atenție! Ajungem la prețul acestei unități, aproape 26.000 de euro cu TVA. Și ok, accesăm programele Rabla, care, na, pentru că scrie pe spate acolo, a pus cineva stickerul Hybrid și în talon a scris cineva Hybrid, deși este un Mild Hybrid și intră așa, sunt vreo 2.000 de euro. Dar cu siguranță, nu cred că îți dă niciun dealer Ford la ora actuală în România vreo 9.000 de euro discount ca să ajungi cu mașina asta la 15.000 de euro, care sincer ar fi prețul corect pentru ea.